Nu pot să cred că în sfârșit o să-l cunosc. Și el abia așteaptă să te cunoască. Ce drăguț. Aici locuiește? Aici lucrează. Lucrează? Păi nu-i dai tu bani? Păi dau, dar pe muncă, nu gratis așa. Da, e și asta un mod de educație. Plus că învață valoarea banului de mic. Da, da, da. Păi și unde lucrează? Aici. Oh, ce faci, Deiu? Mă rog, bossule. Așa spune el, știi, Deiu, de la Andrei? Andrei, Deiu. Mamă, dar cine-i frumusețea asta mică, mă, băiatule? Roxana, iubita mea, Marius, băiatul meu. Marius, pare bine, tot. El e băiatul tău? Da. El? Da. Pare că aveți aceeași vârstă. Când l-ai făcut, la 3 ani? Tu ai crezut că e copilul meu? Păi ai zis că îmi faci cunoștință cu băiatul tău. Păi și el e băiatul meu de la care mai cumpăr eu una alta. Știi cum avem cu toții câte un băiat? Ce, mă? Dar pot să fiu și băiatul tău, mami? A? Vrei să fiu băiatul tău? Ia zi, ce-ți dau? Fumezi un cartuș de țigări la 100 de bețe, originale? Ia uite aici. Nu fumez și chiar dacă aș face-o, nu aș cumpăra de la oricine pe stradă. Nu încurajez contrabanda pe banii mei. Iubito, mă faci de rușine la omul ăsta, sigur că sunt ceva frumos pentru tine. Tu înțelegi că încurajezi pe infractorii ăștia? Nu încurajezi, dar e mai ieftin. Da, ieftin și prost. Doamne, dar poți să te îmbolnăvești de la chestiile astea. Păi ăștia ne-au plătit un leu la stat. Tu îți dai seama câte autostrăzi puteam să facem? Dacă plăteau? Deci nu fumezi. Bun. Stai că te aranjezi cu altceva, mami. Stai așa. Ia uite. Știi cum arată ăsta pe mâna ta? Giu-giu, pune-o pe... Nu-mi trebuie ceasul tău. Mi-am cumpărat original. Ok, dar parcă ăla arată alte ore. Hai, uite. Stai că mai am, mami. Stai așa. Stai că mai am aici. Așa. Tu de la el îți cumperi țigările alea ciudate? Da. Păi pe lângă faptul că sunt oribile, mai și încurajezi pe alții. Păi ce vând toate prostiile oricui. Nici măcar nu te întreabă ce vârstă ai și îți vând țigări. Da, mă, iubire, dar trebuie să înțelegi. Ah, gata, știu ce-i trebuie, domnișoare. Set de make-up original. Milk Way, Meteor, Astral, de Sedas, de Jennifer Lopez și toate Katy Perry la Hollywood. Sfer de preț. Nu am nevoie de nimic de la tine. Ce nu înțelegi? Tu chiar vrei să faci pușcărie? Și pușcă... Mă prinde aia pe mine, mă. Nu stai în pușcărie. Și de ce ești așa sigur? Am văzut toate filmele alea cu aia de-i păcărește pe gabori. Știu toate schemele. Stai! Stai că am ceva, stai așa că acum te convinc. Vorbiți acum! Te credeam un băiat cinstit. Păi eu sunt cinstit, el încalcă legea, nu eu. Da, și tu pentru că îl ajuți. Că dacă n-ar avea clienți, n-ar mai face-o. Păi ce viitor crezi că mai are ăsta? Gata, mami. Parfumel, asta trebuie ție. Lavandă pură. Auzi, știi ceva? Chiar o să-mi iau un parfum. Dacă găsesc ceva ce-mi place. Da, mă, da, am apă de parfum, apă de toaletă, tot ce vrei tu aici. Tom Fordurile toate de pe lume le-am. Ia uite. Ia miroasele liniștite, ale tale. Bagă capul aici. Nu, asta e prea dulce, nu. Ia, ok, mami, nici problemă, tăi așa, că-ți dau unul mai acru. Clar nu se potrivește cu pH-ul meu, nu. Cu pH-ul tău, cu a meu merge, dacă vrei. Asta pare interesant. De ce le iei? Îmi place sticla, cred că mi-aduce ghinion. Gata, că n-am văzut în viața mea atâtea pretenții și am avut două neveste. Clientul nostru, stăpân... Stăpânul ăsta, să fii, știi ceva, ia-le pe gratis pe toate, da? Ia-le pe toate că mă las de tot. Ia, și gata, mă angajez la un hipermarket liniștit. Bă, nimic nu-i convenea, bă, nimic nu-i convine, bă, iar trebuie să merg la psiholog să dau bani. Și? Mai ai un băiat să mi-l prezinți?